Smart fără tăiați ăștia. Pomipo, sunt mișto rău. Tăiați pomipo în jurul păstrăzii. Mai apă aici? Nu și mie, aici. Oameni buni, un must în momentul în care te afli în Mallorca și în Magaluf. Așa, te-am drept vocea, este monumentul în plața. Da? Momentum, pardon. Nu monumentul în plața, momentul în plața. Monumentul, nu, momentul în plața. Recunoscut în primul rând pentru arcada asta uriașă. Da? Cât și pentru faptul că această arcadă uriașă aparține hotelului Inside și unește cele două clădiri printr-o piscină uriașă. Da, tocmai acolo sus, după cum se poate vedea, este o piscină. Lucru care mi se pare wow. Da? Și un ecran uriaș. Ha, dai seama piscină la etajul ăla? Cât de tare e? Și cu glass bottom. Doar o parte, da, da. Dar mă gândesc că zic, vin clienți la hotel doar pentru... Vin clienți doar pentru piscina asta. Mi se pare super tare. Nu? Poate vrei niște shopping de la Mango? Da. Nu, dar înghețată nu o să-mi iau. Înghețată nu o să-ți iei, nu. Vrei să-ți dea crocantă? Ce zic? Nu, că mă doare gât. Păi, foarte bine. Ia o gură de la tine. Nu, dar e foarte bine. Da? Bine, hai, ia-mi-o de aia crocantă, hai. Păi, este de aia de care îmi place nouă? De la Nuna, deci de aia de care ai mâncat la Pedrola, ți-a plăcut crocante? Da, o singură de aia, nu mai mergi pe aia a doua, că aia a doua nu mi-a plăcut. Doar de aia crocante, da? Vrei să dau bani? Da. Cel mai mult îmi place când îmi răspunde la întrebarea vrei să-ți dau bani și am spune nu, ci eu n-am bani. Cel mai mult îmi place. Oameni buni, hotelul Inside din Magaluf și piscina acesteia situată la ultimul etaj din piața Momentum, ca să spun așa. O bună impresie, sincer, față de tot ce am văzut până acum pe în Mallorca. Asta este top. Adică nici Alcudia, nici Campica Fort, nici măcar Palma Centru. Bine, Palma Centru e altceva. Dar până acum, datorită faptului că este foarte multă umbră și foarte, foarte curat totul, până acum, cea mai bună impresie mi-o face Magaluful. Nu e departe de Palma, nu faceți foarte mult dacă vă închiriați mașină sau dacă veniți cu mașină, dar din punctul meu de vedere este un must. Pe lângă multiplele restaurante, baruri, discoteci, etc., etc., doar să vii să vezi minunăția asta construită la ultimul etaj, mi se pare wow. Bine, probabil că dacă stau să-mi bat capul, pot să mă duc să... Aș putea să urc sus, să urc jos, nu. Să urc, pur și simplu, să consum ceva și să folosești piscina. Doar că nu cred că e gazul. Așa. O așezăm pe doamna să vină de la înghețată. După care mergem liniștiți către plajă. Pentru că am văzut ceea ce mă interesa să văd. Văzusem în niște poze acest moment în parc și aveam chef să-l văd. Mol ben. Gracias. Mhm. Pentru durerea mea în gât, fix ce trebuie. Mhm. Pe sistemul cui pe cui se scoate. O să-ți spun cu siguranță că este foarte, foarte bună.
Domnule, ai avut dreptate. Premiza pe care dacă te doare gâtul nu mănânci îngrătate este extrem de falsă. Cu ce ți-ai luat? Cu fistic și cremino, cum ai. Bun, mergem la plajă? Ideea este, da, că înghețata îți combate inflamația din gât. Pentru mai multe sfaturi despre sănătate, urmați-mă. Și ce sfaturi de sănătate ai putea să oferi? Bun. Domnul arată bine. E curățenie. E civilizat. Cel puțin acum. Ce fi mai încolo, mai vedem. Bănuiesc că pe aici stau și ceva oameni normali. Magaluf Beach, parking privat. Ah, ok. Vestitele magazine cu de toate. Pentru toți. În cazul în care trebuie ceva și nu ai. Pentru amatori. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Mă rog. Păreri. E loc pentru orice în lumea asta. În cazul în care sunt oameni care vor să-și manifesteze neapărat adicția către, mă rog, diverse alimente corporale. Nu? Aici e loc și moment. Bun. Și am ajuns și la plajă. Merge către apă și revenim cu o filmare mică după ce trenăm cu apă.